Să deschidem Biblia, cei care o aveți la voi, în orice format. Împreună cu mine, vă rog să deschideți la 2 Petru, capitolul 1, unde vom citi primele 9 versete. 2 Petru, capitolul 1, primele 9 versete. Probabil mulți dintre voi cunoașteți acest text și dacă îl cunoașteți, foarte bine. Dacă nu îl cunoașteți, în seara asta doresc să fie pentru fiecare dintre noi un pasaj care să ne provoace și în același timp să ne dea perspectiva lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia. Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum ascultați! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava puterii Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să, fă, să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă veți avea din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Amin. În seara asta vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii perseverent în statornicie. Poate că nu v-ați gândit mult la ce înseamnă să ai o credință statornică. Poate că v-ați gândit vreodată provocați de vreo predică sau poate provocați de ce ați citit în Biblie. Despre ce înseamnă să încep ceva și să termin cu bine acel lucru? Problema generației noastre, cred că, este începem cu mult elan și apoi rare ori terminăm ceea ce am început. Sau poate că unii dintre voi ați început lucruri cu mare elan și acum că sunteți poate pe final, va pieri toată energia și uh, dedicarea și pasiunea. Când vine vorba de credință, dragii mei, vreau să înțelegem, pentru că despre asta vreau să vă vorbesc, despre statornicia în credință, vreau să înțelegem că atunci când vine vorba de credință, Dumnezeu ne cheamă să începem bine și să încheiem tot bine. Doamne ajută-ne să trăim cu această idee. Asta înseamnă statornicie. Statornicie înseamnă să începi în forță și să termini în forță. Totuși, statornicia despre ce vorbește? Cel mai simplu, dacă ar fi să găsim un sinonim pentru statornicie în credință, putem să vorbim despre stabilitate în credință. Și în seara asta vreau să vă fac o provocare, fiecăruia dintre voi, să vedeți cât de stabilă este credința voastră, cât de statornică este credința voastră, că ăsta este termenul, și în același timp să analizăm. Trei sau patru lucruri, poate chiar în seara asta, care dau stabilitate sau statornicie credinței voastre. Tema anului este perseverența. Perseverența, adică să nu te oprești, să mergi înainte, să te duci până la capăt. Dar ce înseamnă să fii perseverent în statornicie? Înseamnă că dacă ai început cu ceva bun să pot să termin cu ceva bun. Și ascultați în ce constă sau de unde începe statornicia. Când vorbești despre statornicia credinței, trebuie să recunoști un lucru simplu, dar un adevăr esențial. Și anume, versetul 3, vi recitez, lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Omul statornic, și vă rog să rețineți asta, omul statornic înțelege adevărata valoare a credinței lui. Nu știu câți dintre voi v-ați gândit cât de valoroasă e credința pe care o avem. Nu știu câți de dintre voi ați încercat să estimați valoarea credinței. Dacă ar fi să vă întreb foarte simplu, cât preț puneți pe credința voastră în seara asta, ce mi-ați spune? Sau mai mult de atât, v-aș întreba și chiar vă rog să vă răspundeți, vouă înși vă. Cum ați defini valoarea credinței voastre? Pentru că dacă definiția ta vis-a-vis -vis de credința pe care o ai este orice sub ceea ce spune versetul 3, n-ai înțeles cât e de valoroasă credința. Vă recitesc. Dumnezeasca lui putere, adică puterea lui infinită a lui Dumnezeu, ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Știți ce a dat Dumnezeu pentru noi ca să avem credința asta? Absolut totul. Dumnezeu n-a ținut nimic pentru sine. Dumnezeu n-a reținut nimic pentru sine. De aceea credința noastră este valoroasă. Poate ești aici și te gândești la ce mă ajută că sunt pocăit într-o lume ipocrită. Sau nu, haideți că pun invers. La ce mă ajută să fiu pocăit cu adevărat, într-o lume plină de păcat. Și întrebarea cealaltă poate cineva și-o pune și zice pentru lumea de afară e bine să fii pocăit. Dar vă zice cineva din biserică la ce mă ajută să fiu pocăit când între noi sunt atâția ipocriți? Știi la ce te ajută? Te ajută când înțelegi că ceea ce ai tu ca și credință este extrem de valoros. Și anume, Dumnezeu ți-a dat totul. Dumnezeu a dat totul ca tu să beneficiezi de credința pe care o ai în seara asta. Vă întreb, dragi tineri, prețuim noi ceea ce ne-a dat Dumnezeu? Poate v-ați născut în familii de pocăiți și ați venit la biserică de când vă amintiți. Poate v-ați întors la Dumnezeu din lume, indiferent care ar fi situația voastră. Vă rog să nu uitați că omul statornic pune preț și pune valoare pe credință. Asta este introducerea de ce e nevoie de statornicie în credință. Și apoi mergeți cu mine, de cum a facem o analiză. Facem o analiză pentru că ceea ce spune Petru ne vorbește practic despre ce înseamnă și care sunt elementele care compun ceea ce trebuie să formeze statornicia în credință. Versetele 5, 6 și 7. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră și aici e o li listă lungă și interesantă. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră și vă recitesc lista. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. În primul rând așadar, și ăsta e pasajul... Care îmi dă primul lucru, care definește statornicia, și anume, omul statornic depune efort pentru a nu stagna în credință. Vă rog să vă gândiți la asta. Observați sintagma folosită de Petru. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Pentru ce să vă siliți? Ascultați: să uniți cu credința voastră toate celelalte lucruri. Așadar, ce îți dă statornicie în credință, ce te face să poți persevera în statornicia asta când înțelegi că trebuie să depui efort ca să nu te blochezi și să stagnezi. De aceea dați-vă și voi toate silințele, zice Petru. Vreau să vă provoc și să vă gândiți. Ce înseamnă? E foarte interesant că ne cheamă Biblia să ne dăm toate silințele. Și ce înseamnă să-ți dai toate silințele? Să faci orice efort necesar. Vă place să faceți eforturi? Vă la voi și aștept ceva de la voi. Cât de mult ne place să facem un efort? Trăim într-o lume comodă, plină de comodități și cred că omul modern a uitat ce înseamnă efort. Știți de ce? Pentru că toate le primim fără efort. Mergi la școală și nu-ți faci temele sau mai nou se numesc proiecte. Da? Și pentru că nu ți-ai făcut proiectul, te duci la un coleg care l-a făcut și îl iei de-a gata. Te obișnuit. Împlinești 18 ani și mama și tata îți cumpără o mașină. Fără efort din partea ta, efortul din partea lor. Vii la biserică într-o ca asta și tinerii s-au pregătit să cânte, te provoacă la rugăciune, te provoacă să faci ceva și tu nu depui niciun minim de efort. Măcar să cânți sau măcar să zâmbești. Știți că ne-am obișnuit să le luăm de-a gata, fără efort. Dacă se poate să mă pocăiesc, dar să nu depun niciun efort. Dacă se poate să fiu binecuvântat fără niciun efort. Dacă se poate să primesc tot ce îmi doresc, dar fără efort. Ascultați-mă un pic, dragi tineri. Omul statornic depune efort. Pentru că dacă nu depui efort, stagnezi. Asta zice Petru. Dați-vă toate silințele. Să facem ce? Să unim cu credința o listă lungă de lucruri. m crede dacă vă spune că e un efort ca să unești cu credința ta fapta. E un efort. Pentru că zice Biblia că o credință fără fapte nu te ajută mare, la mare lucru, nu? Credința este ceea ce am primit noi de la Dumnezeu pentru că El ne-a dat-o costându totul, dându-ne-o în integralitatea ei de o valoare inestimabilă și Dumnezeu spune pentru că El ne-a dat literalmente totul ne cere un mic efort cu credința ce o avem de la El să ne unim fapta. Dar e complicat. Pe păi eu am credință, mai trebuie să și fac ceva? Înseamnă efort. Dragi tineri, rețineți asta. Dacă vreți să rămâneți statornici în credință, trebuie să învățați să depuneți efort. Și că e un efort să te trezești dimineața să te rogi. Ați încercat? După cum vă uitați unii la mine, mă gândesc că poate nu. Ia treziți-vă, nu știu la ce oră vă treziți. Adică mă, mă adresez celor care se trezesc înainte de ora două la prânz. Cei, în cazul în care vă treziți dimineața, zic că două nu e dimineața, o fi ora două la noi în alt fus orar dimineața, dar vorbim de țara noastră. Pentru cei care vă treziți, să zicem, la ora șapte, pentru că la nouă aveți activități sau opt, vă treziți. Știți ce efort înseamnă să te trezești cu o oră mai devreme ca să te rogi? Să citești Biblia trebuie să unești ceva cu credința ta, dragul meu tânăr. Și Petru zice simplu, dacă nu depui efort, riscul este să stagnezi. Și mă opresc la ideea asta un pic. Sunt trei idei simple și foarte faine în textul ăsta și vreau, vreau cumva să vă insuflu dorința ca în ceea ce faceți, credința voastră să fie păstrată vie și statornică. Să nu oscilați. Pentru că dacă nu depui efort, Vei stagna. Și mă uit la o generație de creștini care stagnează, stau pe loc. Știți că viața trece și când nu faci nimic? V-ați prins de chestia asta? Timpul trece, ceasul bate și trece. Tăcut își vede de traseul lui și viața trece și când nu faci nimic. De fapt, aș vrea să vă spun că e imposibil să rămânem mereu la același nivel când vine vorba de credința noastră. Pentru că atunci când stagnăm în credința noastră, se întâmplă niște lucruri despre care vă voi spune imediat niște pericole care ne pândesc în momentul în care credința noastră nu mai este ascendentă și nu mai este ceva care se dezvoltă și stagnează. Poate unii vor zice, pe păi, ei bine, să stai pe dreapta. Știți că atunci când te deplasezi undeva cu mașina, cel mai rău lucru e să fii obligat să tragi pe dreapta, să te oprești. Că ai probleme cu motorul, cu orice alte chestii, sau poate ai uitat să alimentezi și ai rămas pe dreapta. Stagnarea face rău. În viața de credință, Petru Apostolul spune că dacă nu depui efort, vei stagna. Pot să vă spun despre câteva pericole. Mi-am notat aici câteva pericole care ne pândesc când stagnăm. Știți că e rău să stai pe loc când toți ceilalți se mișcă. Dacă, pe, pentru cei care conduceți, știți ce înseamnă să ai o problemă cu mașina și să trebuiască pe o autostradă circulată de mare viteză, e risc și să stai pe loc în refugiu. Că s-ar putea să nu te vadă unul și să dea peste tine. În viața de credință, dacă nu depui un efort, și, și repet, vă recitez versetul 5: dați-vă toate silințele, depuneți tot efortul care se cere. Care sunt pericolele dacă stagnăm? În primul rând, stagnarea în credință te va duce inevitabil la imaturitate spirituală. Imaturitatea spirituală se vede în jurul nostru. Cum să-l numesc? Infantilism spiritual, copilărie. Ați citit despre Peter Pan. Infantilism. Te uiți la câte un bărbat căsătorit, tânăr, poate cu familie, imatur, la o tânără, la bătrâni. Știți de ce se întâmplă asta? Când stagnăm în credința noastră, când nu mai depunem niciun efort. Lasă că face păstorul, lasă că face biserica, Lasă că fac alții. De ce să depun eu efort? Stagnarea în credință nu te va duce decât la 1. imaturitate spirituală. 2. Stagnarea în credință te duce la dezechilibru spiritual. Știți că de multe ori mă uit în viața multor creștini, stau de vorbă cu mulți creștini care sunt în extreme. Astăzi e pe munte cu Dumnezeu. Totui glorie, aleluia. Iar mâine, azi e Samson, iar mâine cade în cea mai adâncă vale. Dacă vei stagna în credința ta și nu vei depune efort, vei ajunge dezechilibrat spiritual. Uitați-vă la poporul evreu din pustietate. Chiar vă provoc să citiți istoria lui. Se întinde pe parcursul câtorva cărți a Vechiului Testament. Oamenii ăștia au fost experți la un lucru. Știți la ce? Au fost experți la a stagna. Dumnezeu trebuia să-i ducă din ținutul Gosen, din țara Egiptului, până în Canaan, un drum estimat undeva la două săptămâni ca și distanță. Însă, datorită încăpățânării și a stagnărilor vis-a-vis -vis de credința în Dumnezeu, a faptului că nu au vrut să facă niciun efort, Dumnezeu i-a lăsat să rătăcească în pustiu timp de 40 de ani, până când toată acea generație a murit. Stagnarea în credință vine când nu mai depui niciun efort. Când nu mai depui niciun efort, ești de dezechilibrat. Vă dau doar un singur exemplu, din multele exemple ale Scripturii. Erau gata să intre în țara Cananului. În sfârșit, după 40 de ani de plimbare prin pustiu, după ce toată generația, cu excepția lui Iosua și lui Caleb, pieriseră în pustiu, știți că nici noua generație n-a învățat nimic în 40 de ani. Au plecat 12 iscoade, 12 spioni în țara Cananului să vadă cum e țara. Sunt sigur că toți erau plini de bucurie așteptând vestea. Dumnezeu ne va duce în sfârșit unde ne-a promis că ne duce. Culmi spirituale. Cred că se bucurau, își făceau bagajul, erau gata de trecut granița. Mai Iordanul îi despărțea de țara Cananului. Și vin înapoi cei 12 și Știți ce spun? Doi dintre ei spun: Țara e exact cum o zis Dumnezeu. Intrăm, ne bucurăm acolo. Zece au zis: Ne pare rău, dar nu de noi. Citiți în cartea numerilor ce vă spun eu. Și de la bucuria fără margini că vor intra în sfârșit în țara promisă de Dumnezeu, ajung la o disperare atât de mare încât știți ce, știți ce spun ei la un moment dat. Vin cu o idee grozavă, cu ghilimele de rigoare zice să ne alegem altă căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Stagnarea te duce la imaturitate, la dezechilibru și stagnarea mai face ceva în generația noastră. Duce la mediocritate spirituală. Știți că trăim în mijlocul unei generații care s-au oprit din a crește spiritual și s-a mulțumit cu mediocritatea. Indiferență Dezinteres, apatie pentru lucrurile spirituale. Vreau să vă dau două exemple din scriptură, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, în caz că vă veți gândi că poate nu vi se aplică, că de multe ori când citim din Vechiul Testament, zic unii asta nu-i pentru noi, că noi suntem cu Noul Testament. Ți țineți minte ce zicea Moise. Vă citesc, trebuie să vă citesc, sau poate mă ajutați cu afișatul evrei, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26. Ascultați. Prin credință, da? Cum? Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului și ne spune și de ce. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Știți că Moise nu s-a oprit. N-a făcut tot ce a făcut bine. Citiți istoria vieții lui. Însă Moise n-a stagnat. Și Moise a zis, nu ră, putea să zică Moise rămân la palat? Era prințul Egiptului, avea totul la îndemână. Moise a zis, mă uit la cei înainte. Și dacă asta nu ajunge, vi-l citesc pe Pavel. Știți că și Pavel avea o țintă înaltă. A început puternic și a terminat la fel. Filipeni, capitolul 3, versetul 13. Vorbind despre Hristos, despre credința Lui, despre tot ce însemnea Dumnezeu pentru Pavel. Zice, ascultați, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, spune omul care a scris două treimi din Noul Testament, care a fost răpit până la al treilea cer, care a văzut lucruri despre care n-a avut voie să scrie, zice, eu nu cred că l-am apucat încă. Dar fac un singur lucru. Ascultați. Uh, uitând ce este în urma mea, Aruncându-mă spre cei înainte. Moise, eh, Pavel, nu poți să stai un pic pe loc, nu poți să te liniștești un pic, să te pensionezi un pic. Că ai făcut destule. A plantat o grămadă de biserici în Asia Mică, a făcut călătorii misionare, a făcut practic ce mulți dintre noi nu reușim să facem în două vieți, Pavel a reușit să facă în 15 ani. Că atât a o slujit el. Că din aia 28 de ani total cât au avut în slujire, vreo 13-14 i o petrecut prin închisori. I-au mai rămas vreo 14-15 ani să facă tot ce au făcut. Pavele, nu-i cazul să te oprești un pic. Pensie, stagnare. Ăsta e primul lucru. Vă rog să rețineți cu mine. Omul statornic depune efort. Ca să nu stagneze, da? Mai două lucruri foarte simple. Și apoi ne rugăm. Uh, trecem la versetul 8. Deci zice, dați-vă toate silințele, am citit în versetul 5, ca să uniți cu credința voastră lista aia lungă de lucruri. Și apoi următorul lucru, după ce ai înțeles că pentru a rămâne statornic trebuie să depui efort, că altfel vei stagna, zice versetul 8, căci dacă veți avea din belșug aceste lucruri, care lucruri? Alea dinainte, credința unită cu fapta, fapta unită cu toate celelalte lucruri. Dacă veți avea din belșug aceste lucruri, ascultați, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Al doilea lucru pe care îl înțeleg de aici, care contribuie la statornicie, care te face statornic în credință, este să înțelegi ce înțelege Petru și ne provoacă pe noi. Și anume, că omul statornic știe să îmbine credința cu acțiunea. Credință și acțiune. Problema noastră este că ori acționăm fără credință, ori avem credință și nu facem nimic. Dragi tineri, pot să vă provoc în seara asta. Învățați să îmbinați credința voastră cu acțiunea voastră. De ce? Pentru că, zice Petru, cu astfel de mentalitate nu vei ajunge leneș și neroditor. Și acum să ne uităm invers. Dar dacă cu credința ta nu îmbin toate celelalte lucruri, așa cum l-am citit de la versetul 5 până la versetul 7, ce se întâmplă cu credința ta dacă alături de ea nu placezi faptele față de fapte, nu plasezi înfrânarea, dacă față de înfrânare nu plasezi răbdarea, dacă față de răbdare nu plasezi uh, evlavia și toată lista aia. Știți ce se întâmplă? Devenim leneși și neroditori. Voi zăbovi un pic la cele două. Nu știu cât e ceasul, e și un sfert. Leneș și neroditori. Știți că mă uit la oamenii din biserică, Cuprinși de o lene fără limite. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Cred că nu-i cazul la voi. Dar, în caz că vă simțiți. Vă rog să nu vă supărați foarte tare pe mine. Puteți să vă supărați pe mine, dar nu foarte tare. Pentru că toți avem de lucru aici. Și o spun începând cu mine. Dacă împreună cu Credința nu înțelegem. Că trebuie să îmbinăm și acțiune. Vom deveni lene și neroditori. Știți ce este lenevia? Este o complacere în inactivitate, o înclinație către lucruri, dar lipsă de motivație pentru a le face. Știți ce zice? Ascultați, vă citesc câte... Din proverbe, ați citit proverbe recent... E o carte foarte faină. Lectură, aș spune eu, și vă rog să nu mă citați, dar probabil cea mai simplă lectură din toate cărțile Bibliei. Proverbele sunt atât de directe și de evidente, încât fiecare le poate înțelege. Proverbe 19 cu 24. Câteva lucruri despre ce înseamnă lenea. Leneșul își vâră mâna în strachină și nu o duce înapoi la gură. Nici n-ai ce să zici despre asta. E atât de simplu. Întinde mâna, dar zice, efortul e prea mare. De acolo până aici. Leneșul dorește mult, proverbe 13 cu 4, și totuși n-are nimic. Dar cei harnici se satură. Știți ce face lenea? Inclusiv cea spirituală. Hrănește din plin dorința noastră, dar omoară complet voința noastră. Lenia îți va hrăni dorința. Oamenii care nu fac nimic, nu ați observat că au pretenții uriașe. Mă da slab o predicată la azi. Ok, hai tu să predici. Ah, nu, că trebuie să te pregătești, trebuie să te rogi. Păi cum o cântați cânta acesta? Dar tu știi câte ore de repetiție au făcut și cât s-au rugat la care au cântat. Poate că l-au apucat emoțiile. Și au uitat. O gamă, poate uitat. O strofă, poate uitat. Încearcă să faci tu. Știți că lenia ne hrănește dorința din plin. Dar ne omoară complet voința. Leneșul are dorința de a avea, dar nu are voința de a împlini ceea ce îi dorește inima. Pentru că nu se poate birui pe sine însuși. Lenea produce o mentalitate, apoi, nu vreau să vorbesc prea mult despre lene, să nu vă dau idei, dar așa zice Biblia. Lenea produce o mentalitate distorsionată a realității. Pot să vă citesc câte ceva din uh, proverbe. Mi s-a părut, în timp ce studiam pentru materialul ăsta, mi s-a părut formidabil modul în care Dumnezeu explică ce înseamnă lenia. Aici s-ar putea spune multe vis-a-vis -vis și de dorințe spirituale. Îți dorești un lucru de la Dumnezeu, dragul meu tânăr? Dacă îl dorești, du-te după Dumnezeu pentru lucrul ăla. Vrei să prorocești? Du-te după Dumnezeu și caută darul ăsta. Și nu-l lăsa până când nu îl primești. Vrei ca Dumnezeu să-ți dea un dar de slujire? Puneți inima și perseverează, dar fă-o statornic. Roagă-te până când Dumnezeu se întâlnește cu tine și îți dă ceea ce ceri. Că dorințe spirituale avem, har Domnului. Atâtea avem și ne hrănim cu ele. Dar voința e complet omorâtă de lenea care ne, ne omoară. Postește, Roagă-te! Stai cu Dumnezeu! Bate la ușă! Din nou bate la ușă! Că dorințe spirituale sunt multe. Frate, îmi doresc să fac. Știți că asta e fraza pe care o auzi cel mai de Doresc ca Dumnezeu să-mi vorbească. Bun, și ce ai făcut ca Dumnezeu să-ți vorbească? Nu știu. Ei nu știe ce să facă. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, Prima dată goleșteți capul de ce n-ar trebui să fie acolo. Pe urmă găseșteți un loc unde să stai cu Dumnezeu și Dumnezeu îți va vorbi. Dar nu poți că tu trebuie să mergi pe centru cu cineva să te întâlnești, că v-ați dat uh, întâlnire. Nu, nu mă înțelegeți greșit, nu ai problema. Problema este că dorința o avem de multe ori, dar voința lipsește. Și apoi legea, Lenea spuneam că produce o mentalitate distorsionată. Trebuie să vă spun asta, ascultați. Cred, dacă nu mi-am greșit notițele aici, proverbe 22 cu 13, dacă poți afișa, te rog. Mi s-a părut foarte interesant. Ascultați cât de distorsionată este realitatea omului care nu vrea să facă nimic. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță vă temeți de lei care să afară pe șosea. Nu fac nimic. Pentru că în mintea ta e un scenariu. Unii dintre creștinii generației ăsteia au o imaginație pe care ar invidia orice regizor de la Hollywood. Ăștia care fac filme n-au imaginația unora care creează scenarii cu o optică deviată complet. Știți de ce? Pentru că nu vor să facă nimic. Nu mă duc în evangelizare, că e prea greu. Poate mă mănâncă un crocodil, dacă mă duc nu știu unde. Știți că ideea unui leu pe uliță este o utopie. Adică leii nu se plimbă chiar așa pe străzi. și Na. Au și ei savana și locul unde sunt. Dar e optică aia deviată. Nu mă angajez voluntar undeva într-o acțiune în biserică, pentru că poate după ce mă apuc, frații, nu mă lasă să plec. Și atunci mai bine să nu faci nimic. Nu vreau să fac nimic pentru Dumnezeu, pentru că dacă eșuez, aș vrea să cânt, îmi place cum cântă cineva, îmi place cum predică cineva, îmi place cum slujește cineva, dar nu am curajul să o fac, pentru că dacă se întâmplă, nu știu ce. Citeam o statistică și încerc să-mi o amintesc. Cred că, dacă nu greșesc, 80% din toate scenariile și temerile noastre nu se întâmplă niciodată. Sunt utopice. Undeva vreo 10-15%. Uh, sunt lucruri care au probabilitatea să se întâmple. Adică, vă dau un exemplu. Dacă nu înveți nimic pentru examen, probabilitatea este să-l să cazi. Nu trebuie să-ți fie teamă. Pentru că o să-l cazi. Deci, n-ai de ce să te temi. Dacă te duci nepregătit, probabilitatea cea mai mare, nu trebuie să zici, vai, oare ce o să se întâmple cu mine când merg la examen? Îți dau răspunsul de acum. Nimic, o să-l cazi. Nu te stresa. N-are rost să consumi energie. A nu, tu nu te stresezi că o să-l cazi, Tu te gândești cum mai putea să copiezi totul, să iei 5-o la minim ca să-l treci. Dar nu despre asta vorbim. Iar 5% din temerile noastre se întâmplă și nu avem ce să facem ca să le oprim. Da? Lenea afectează negativ Sufletul. Am zis că nu mai vorbesc mult decât în câteva lucruri vreau să vi le spun. Lenea este cea care. Ne face să avem un comportament egoist adesea și sunt multe lucruri. Reținem însă cel de-al doilea lucru pe care îl zice Pavel în versetul 8. Dacă avem din belșug lucrurile acestea despre care vă spuneam, nu vom fi nici leneși, ci nici neroditori. Vreau să vă spun că atunci când ești un om harnic, ești și roditor. Iar când ești un om leneș, ești întotdeauna neroditor. Omul leneș nu face eforturi. Omul leneș se complace. Îndeletnicirea lui de bază este plânsul de milă. Dar omul harnic se bucură de roade. Doresc din toată inima pentru generația voastră să nu fiți nici leneși, nici când vine vorba de lucrurile vieții, dar mai cu seamă când vine vorba de lucrurile spirituale. O spun deseori și vă repet și în seara asta. Aveți atâta energie, atâta pasiune. Uneori aș vrea să o am și eu. Eu trebuie să muncesc de două ori mai mult ca să am energie cât aveți voi natural. Și mă întreb uneori de ce nu faceți nimic cu ea. Poate că după seara asta veți înțelege că pentru a fi statornic. Și a putea să persevereze în statul niciata, trebuie trăsând bine acțiune și credință. Credință ne place că o gândim, o raționăm, fără să facem nimic. Alții fac de toate, dar fără credință. Și vreau să închei cu încă un lucru, un versetul nou are iarăși un, un adevăr foarte fain în el. Ascultați ce zice. Dar cine nu are aceste lucruri, care lucruri? Păi cele descrise mai sus, da? N-a reușit să rodească, sau a reușit să rodească și Harnic, sau Ilene și nu rodește, și n a reușit să îmbine credința cu toate celelalte. Zice, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat. Ce a uitat? A uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Un al treilea lucru, omul statornic. Și vreau să nu uitați asta. Și să o luați ca din Scriptură, nu de la mine. Omul statornic înțelege că fără o mentalitate nouă nu vei scăpa niciodată de viața veche. Fără o mentalitate noită, o gândire noită de Hristos, te vei lupta constant cu viața veche. De ce? Pentru că cine nu are acele lucruri despre care zicea Petru, zice Biblia că a uitat, că a fost curățit de viața lui Veche. Știți care e cea mai mare tragedie? Să te fi întâlnit cu Hristos într-un moment al vieții tale și să trăiești ca și cum nu-l cunoști. Știți că mă uit la o generație care s-a pierdut în biserică. Voi predica într-o zi despre asta. Generația care s-a pierdut în biserică. Aici în biserică, nu în biserica asta, în biserica pe ansamblu. Expuși la cuvânt, văzând lucrurile lui Dumnezeu, dar niciodată nu ne reușim să înțeleagă că te poți pierde în casă. Da? De ce? Pentru că a fi statornic în credință înseamnă să înțelegi că ai nevoie de o mentalitate nouă dacă vrei să scapi de viața veche. Și aici vreau să vă spun că adevărata statornicie în credință începe cu gândurile. Niciodată cu fapte grozave. Noi vrem să zicem că suntem statornici în credință dacă facem. Eu am dorința să vă spun, din ce înțeleg din scriptură, că mult cu mult înainte de a face, trebuie să se schimbe ceva aici. Pentru că statornicia începe în gândire. Cum gândești? Da? Cu gândul, nu cu fapte mărețe. Și vreau să înțelegem că dacă gândirea noastră nu e schimbată, ne amenință pericolul fariseismului. Știți ce făceau fariseii? Dacă ar fi să definiți un fariseu, cum l-ați defini? Nu, vă pun o întrebare sau gândiți. Cum definiți? Care e în definiția voastră? Sau poate nu știți ce e fariseu. Dar citiți în Biblie și căutați în biserici. Spiritul fariseic trăiește printre noi. Și trăiește bine. Știți ce făceau fariseii? Făceau fapte mărețe, dar în inima lor aveau gânduri nedemne de ceea ce se pretindeau a fi. Și vreau să închei cu această idee, pentru că am spus că omul statornic înțelege că fără o mentalitate nouă, nu va scăpa de viața veche. Poate ești aici în seara asta și vrei ca faptele tale să fie mărețe. Și poate că au reușit să fie. Că și fariseii de afară arătau bine. Să Stăteau, zice Biblia, la colțurile străzilor, se rugau lung, aveau o față pioasă, faptele lor erau în favoarea lor, dar gândurile lor erau departe de ceea ce era în exterior. Pentru că ei n-au înțeles ce le-a spus Domnul Isus că sunt niște morminte văruite. Exteriorul nu contează câtă vreme interiorul îi și aș vrea să înțelegeți că asta comportă cu sine o problemă. Știți, oamenii ne judecă după fapte, nu după gânduri. Eu nu știu la ce vă gândiți voi acum. Însă, când mă uit la voi, sunteți ok. Stați cu minți, măcar în aparență. Vă faceți ca ascultați, în timp ce vă gândiți, sper că nu mai vorbește mult, nu mai speranțele voastre se vor împlini. Chiar am terminat, dar nu înainte de a vă spune. Orice instanță omenească te va judeca după fapte. N-am văzut niciunul dus la tribunal să zică judecătorul, mai eu știu ce ai gândit. Și gândurile tale te acuză. Pe bune. De unde știi ce am gândit? Problema este că dacă tu nu-ți reformezi gândirea, într-o zi îți deformezi acțiunile. Că de aia zice Biblia, Romani capitolul 12, primele două versete, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, prin metanoia, schimbarea aia, pentru că dacă nu-ți înnoiești gândirea, îți vei deforma viața. Pentru că altfel nu se poate întâmpla. Oamenii te vor judeca după fapte, niciodată după gânduri. Singurul care poate citi gândurile este Dumnezeu. Și dacă nu-ți reformezi gândirea, gândurile tale murdare, păcătoase într-o zi se vor transforma în acțiuni care crezi că vor să fie curate și sfinte. Oameni cu gândirea murdară vor avea o viață murdară. Pentru că nu se poate altfel. Într-o zi gândurile tale se transformă în acțiuni, în ambiții. Și te întrebi, mă, asta avea semnalmentele corecte. Faptele lui, până la o anumită limită, erau în regulă. Ce s-a întâmplat brusc din, dintr-o dată? Nu s-a întâmplat nimic brusc. Tot a venit de la mentalitate, de la gândire. De aceea aș vrea să vă provoc să înțelegeți că omul care vrea să fie statornic în credință trebuie să aibă o reformă a gândirii. Pentru că o gândire noită va da o viață noită. Poate ești cântăreț, și ești talentat la ce faci. Și te uită oamenii la tine cu invidie și zic, că aș vrea să cânt și eu ca el. Sau să fac ca el. Dar gândirea ta îi vraiște. În tine zici, eu nici nu cred că există Dumnezeu. Dar tu despre cât de măreții Dumnezeu. Dar tu nici nu ești sigur. Cum am auzit unul predicând nu de mult. Avem speranța că Domnul a înviat. Versus ce? Adică există și posibilitatea să nu fie așa. Nădăjduim că Domnul a, a și continuat. Știți că atunci când faci o afirmație greșită, e bine să te oprești. Nu să găsești sinonime. Pentru că odată ce ești în groapă, trebuie să te oprești din săpat. Și zice el, avem speranța că Domnul e viu. Nădăjduim chiar, zice, că Domnul e viu. Nu, noi știm că Domnul e viu. Nu există dispută nici măcar mari preoți n-au disputat, le-au zis dându-le bani celor ce au păzit mormântul, mergeți și spuneți i spuneți tuturor că lor furat. În esență recunoșteau învierea lui chiar și ei. Închei provocându-vă, dragi tineri, ar fi mult de spus. Și vreau să înțelegeți că o gândire înnoită te va face statornic. Că doar faptele, ele pot fi imitate, dar dacă vine dinăuntru, gândirea noi îți va face credința statornică. Trebuie Cred cu mult înainte ca faptele tale să te acuze de ceva, te acuză gândurile. Pentru că tu faci ca să se vadă. Dar eu vă întreb în seara asta, eu nu văd gând gândurile voastre, nici nu știu la ce vă gândiți, și sincer să fiu cu voi, mi-ar fi frică să știu la ce vă gândiți. Dar este unul care știe la ce vă gândiți. Aș vrea să vă provoc să ne rugăm, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea statornicie. Dar știți ce concluzie trag? Cu ce plec eu acasă? Plec cu concluzia că pentru a rămâne statornic în credința lui Hristos, trebuie să depun un efort. S-au terminat vremurile de lejeritate, fără grijă. Nu mă înțelegeți greșit să zică cineva, a, fapte, că trebuie să facem fapte ca să fim, nu știu cum. Nu, nu, nu. Trebuie să unești cu credința o serie de lucruri care decurg din ea. Efort. Da, trebuie să depui efort. În al doilea rând, spuneam că pentru a-ți păstra statornicia, trebuie să ai și acțiune. S-a terminat vremea în care. Totul e bine și noi nu facem nimic în ideea că fac alții totul. Și apoi, dacă vrei să fii statornic și să rămâi statornic, trebuie să înțelegi că prima reformă nu e aceea a ținutei, ci a mentalității. Pentru că, dacă gândurile și gândirea ta nu este reformată, nu e transformată, nu e înnoită, într-o zi, gândurile tale se vor manifesta în faptele tale și te vei mira de tine cum ai putut să faci ceea ce ai făcut. Răspunsul e simplu, gândurile tale. Hai să ne ridicăm și să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă provoc. Nu o să chem pe nimeni în față, dar simt că Duhul Sfânt a atins unele inimi ale voastre. Pentru că unul dintre voi sunteți aici și v-ați obișnuit. Că îl putem sluji pe Dumnezeu fără să facem niciun efort. Vă rog, înțelegeți. Credința, statornicia în credință, presupune să facem ceva. Dați-vă toate silințele. Aia nu înseamnă că tu trebuie să le faci pe toate, înseamnă să depui efort. Poate unii a zis, dacă crezi, e destul, nu mai trebuie să fac nimic. Credință și acțiune. Și poate ea și cineva simt să vă spun asta sunt aici oamenii a căror gânduri sunt departe de acțiunile lor. Arăți bine pe din afară, oamenii te văd, îți percep faptele, acțiunile tale poate chiar, dar între ceea ce gândești și ceea ce faci e o mare discrepanță. N-ai vrea să le aliniezi ca dintr-o gândire noită să izvorască o viață noită. Hai să ne rugăm pentru lucrurile astea și Dumnezeu să lucreze în fiecare dintre voi. Amin.